Alicia, astăzi vă arăt un antrenament pentru scanner, ne putem antrena într-o sală normală de fitness, fără absolut nimic specific, ok? Deci, primul exercițiu, flexie supinație pentru antebraț, da? Cotul vine drept în drept cu umărul, chetura e dreaptă, poziție neutră, de aici, flexăm în sus, revenim, poziție dreaptă, sus, așa, da? De, dacă noi o să coborâm jos, memoria musculară se învață evre. Și în momentul în care o să ajungi să-ți pierzi încheietura în meci, aici, aici sau în orice altă poziție, o să ai o presiune mare pe ea, atunci o să fii obișnuită să cedezi. În cazul ăsta, lucrăm numai de la 90 de grade în sus. Ok? Următorul exercițiu să fie pentru biceps, o poziție medie. Nici ciocan, nici în supinație, ci medie. Lucrăm la un unghi de 90, da? Unghi brațul de 90, flexăm. Ok? Ok. Pentru următorul exercițiu. Fac un exercițiu pentru side pressure, care nu normal, dar face dacă am avea cu ceva scripete și cu mâneri gros, da? Și care ar fi aici, ca să ne ajute pieptul în momentul în care putem să intrăm într-o poziție de atac de pumn, curly, ok? Și atunci, felul următor putem să facem. Folosesc banca ca să scor ori aici, ori aici. De gantera, de aici, de în sus, da? Și știm de mai aproape. De mai aproape. Ok? Asta ar fi postura. Ok. Următorul exercițiu. Să lucrăm mușchii rotatori și mușchii supinatori antebrațului. Da? O panglică. Normal. Trebuie să fie moale. Dacă nu e moale, să ne facă rotatorii, o să creăm tendinită, doar tendoană. Ok? Modul în care prinzi variază de fapt. Eu unul la priză prefer să fac așa. Vine și până de fapt, să vadă. Da? Aici. Și răsușesc și vin în coadă. Prin. Vreau să fac mai groasă, prin mâine, ok? De aici. Stau la un unghi de 90. Rotesc. Prins bine? Și sus. E bine să facem o mișcare combinată și cu bicepsul, fiindcă la masă, exact, asta va fi mișcarea noastră, da? Bun. Deci, asta a fost mișcarea cu gantra. La masă. E prins. Asta e mișcarea la masă. Prin, tragi și rotești. Bun. Următorul, pentru a avea echilibru în musculatură și a nu avea probleme pe termenul să creăm disproporții sau mai ales să creăm dezechilibru muscular, să ne accentăm ușor, să lucrăm mușchii supinatori, opus, înainte. Înainte aici, cum facem opus, da? Priza va fi pe palmă. Așa putem să facem priza mai groasă. Tensiune. Scade în jos cu palme. Și într-o închetură, dintr-un punct de 90, ridicăm și supinăm, da? Foarte important ca să avem echilibru muscular. Ok? Bun. Iar ca ultim exercițiu, o să folosim rămată cu gantra ca să dezvoltăm și musculatura spatelui. Și anume, plângați în unghiul. Acest antrenament desează pentru back pressure, ok? Întărim spatele cu gantra, tragem sus și cobor, ok? Bun. La început, antrenamentele vor fi cu tensiune dinamică, ok? Să învățăm primele două săptămâni,
minim 15 repetări corecte, maxim 20,